Intervenție contra cronometru pentru scafandrii din Olt. Un tânăr de 19 ani care s-a înnecat în râu este căutat de 24 de ore. După o noapte fără rezultate, salvatorii au reluat căutările de la prima ora dimineții. Conform unor surse, persoana care a alertat autoritățile cu privire la incident a declarat că tânărul, elev în clasa 12-a la liceul cu program sportiv Slatina, a căzut în apele râului Olt în timp ce se afla pe un schijet. Acesta ar fi fost însoțit de un adolescent de 17 ani care a căzut și el în apă, dar a fost găsit rapid și nu a suferit răni.